Ești înzestrată nu numai cu forța interioară și cu ambiția, ci și cu delicatețea combinată cu imaginația dinamică. Personalitatea ta fermecătoare și luminoasă atrage atenția și provoacă admirația universală. Știi despre acele forțe puternice care te conduc, chiar dacă alții nu cred. Ideile tale neobișnuite și chiar ciudate pot impresiona oamenii ca model, dar îți aduc faima și averea. Deși ești mult mai interesată de prestigiu decât de bani, succesul tău atrage ambele. De multe ori încerci să îmbunătățești calitatea vieții în jurul tău. Astfel de aspirații pot fi atât conceptuale, cât și inventive și cu siguranță hedoniste. În orice caz, chiar și apariția celor persoane care interacționează în mod constant cu tine se va schimba semnificativ în timp. Cuvântul cheie pentru tine este îmbunătățirea, deoarece ești convinsă că lucrurile din jurul tău nu sunt la fel de bune ca și cum ar putea fi. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: obiectivitate, reformism, naturalitate, democrație, încredere. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsata afecțiune și lipsa de emoție. Data de 11 februarie îți dă capacitatea de a genera un număr mare de idei și proiecte care nu sunt doar pentru epa ta. Vanitatea și activitatea ta te ajută să aduci aceste idei la viață, pentru a le pune în aplicare. Carisma și farmecul născută te ajută să atragi atenția celorlalți asupra ideilor și proiectelor tale. Ei te admiră, deși adesea nu înțeleg, iar tu însă te simți un dirijor al unor forțe incomprehensibile care fac istorie. Tu ai un astfel de efect asupra oamenilor. Faima și succesul vor deveni treptat companionii tăi constanți. De regulă, ți se reproșează egoismul. Predispoziția înscrisă de ursitoare, în primul rând, te vei strădui să realizezi bunăstarea personală și numai atunci, și nu întotdeauna, să te gândești la nevoile altora. O astfel de abordare a vieții poate aduce plăcere, dar numai temporar și apoi inevitabil durere, dezamăgire, gelozie și ca o coroană pentru tot ceea ce apare, singurătatea într-o cușcă urită în care nu există nicio cale de ieșire. Și totuși, dacă ești o fire progresistă, poți aprecia cu adevărat luxul și te poți dedica cu bucurie slujirii altora. Încercând a schimba calitatea vieții altor persoane,
nu numai că îți va îmbunătăți viața, ci și o va umple cu mult mai multă semnificație. De fapt, tu reușești cu adevărat să obții plăcere din viață, fără a pierde cele mai importante momente ale vieții. Libertatea este principalul motiv pentru existența ta, mai ales în lumina restricțiilor pentru fiecare persoană. Tu urăști orice înfrângere în viața ta, fizică, spirituală sau financiară. Intrând în situații neplăcute, tu găsești rapid o cale de ieșire din această situație și te îndrepți pe direcția cea bună. Cu toate acestea, uneori, în încercarea ta de a îmbunătăți viața majorității prietenilor, familiei sau doar cunoștințelor, ești capabilă să devii prea entuziastă. Din nefericire, adesea ignori faptul că majoritatea oamenilor alege să meargă pe propriile lor drumuri, chiar dacă fac greșeli sau devin săraci. Desigur, este dificil să observi indivizi stupizi sau încăpățânați care continuă să facă aceleași greșeli. Dar totuși, fiecare persoană trebuie să treacă prin viața dorită. Tu poți ocupa funcții înalte în societate. Cu toate acestea, uneori poți fi percepută ca reacționar și antagonist și ești judecat în funcție de aceste trăsături, indiferent de eforturile tale, astfel încât progresul să fie prezent în tot. Astfel, pentru a obține un succes maxim, trebuie să cultivi un sentiment de tact, să dezvolți diplomația și să devii mai sensibilă la aceste situații. Nu ești similară cu alte vărsătoare fiind înzestrată cu astfel de calități, ești o noutate completă, ușor comunicativă, sigură, care iubește confortul în totul, în viață și în starea interioară a sufletului tău. Cum afectează data de 11 februarie soarta ta? Preferi să-ți stabilești doar cele mai dificile sarcini și să le pui în aplicare cu succes. Ești activă și destul de ambițioasă? Ai o gamă largă de interese și iubești să câștigi. Leziunile sunt percepute de tine dureros, dar numai așa îți vei îmbunătăți în continuare abilitățile. În ciuda tuturor calităților pozitive, caracterul tău este destul de complicat, deoarece oscilează între impulsiv și temperat. Deseori poți fi destul de enervantă. Există o explicație pentru aceasta. Cantitatea imensă de energie acumulată în tine găsește pur și simplu o ieșire în acest fel. Pentru a reduce la minimum iritabilitatea și temperamentul impulsiv, ar trebui să dai acestor energii o altă cale de ieșire, de exemplu, să te încarci cu sarcini altruiste. Aceasta poate fi o slujbă de îngrijire a persoanelor cu dizabilități sau treburi în folosul societății. În acest caz, emoțiile negative nu vor avea suficientă forță. În plus, trebuie să dezvolți abilitățile diplomatice și să înveți să faci compromisuri, indiferent cât de greu ar părea la început. De asemenea, este necesar să acorzi atenție simplității tale excesive, deoarece nu este întotdeauna relevantă și adesea alungă interlocutorii. Unii ar putea chiar să te considere completă nepoliticoasă. Universul te-a înzestrat cu o minte ascuțită și cu abilitatea de a înțelege informațiile în zbor. În ciuda asprimii excesive și chiar a cinismului, tu ești foarte perceptivă, ești apreciată de prieteni și rudele tale pentru adevărata ta valoare. Printre avantajele pe care le pot evidenția, de asemenea, este un sentiment sporit de responsabilitate și o dorință de a avea grijă de cei dragi. Desigur, intrarea în mediul tău nu este deloc ușoară, dar căldura pe care o dai merită efortul. Tu poți aduce fiecare detaliu la perfecțiune, înnobilezi spațiul din jurul tău, făcând astfel mai bine nu doar viața ta, ci și viața oamenilor din jur. Se observă chiar că și apariția ta schimbă treptată lucrurile spre bine. Cu toate acestea, nu toată lumea este gata pentru o astfel de interferență în spațiul personal. Prin urmare, ar trebui să fii atentă cu dorința ta de perfecțiune. Te rog să reții că majoritatea preferă să-și facă singuri drumul, indiferent cât de greu este. Deși îți place să protejezi pe alții, tu însă-ți preferi să fii liberă și independentă. Libertatea este literalmente semnificația existenței tale. Nu este surprinzător, deoarece semnul zodiacal se referă la elementul de aer, de ce nu vei tolera restricționarea.
Tu știi să te bucuri sincer de viață și de tot ce este în jurul tău, știi să lucrezi bine în viață și să obții numai ce este mai bun. În același timp, îți place să te scalzi în vorbe, indiferent de opinia oricărei persoane din jur. Dragoste și compatibilitate. Iubești lucrurile frumoase și te străduiești să împărtășești plăcerea cu ceilalți. Ești mai romantică decât mulți vărsători și vizezi un parteneriat îndelungat. O alianță bună în căsătorie cu încredere și respect reciproc este cu Balanță, Săgetător și Gemeni. Cu semnele enumerate ești cea mai compatibilă, au aproape aceeași viziune asupra vieții, aceleași priorități ale vieții. Șanse considerabile pentru o alianță în căsătorie pozitivă, precum și pentru înțelegerea reciprocă poți avea cu Pești, Capricorn și Berbec. La maturitate, poți avea o căsătorie promițătoare cu Leul. Pregătește-te să te schimbi drastic, desigur, dacă ai decis să începi o familie cu Fecioara, Racul, Vărsătorul, Scorpionul sau Taurul. Dacă tu crezi că îi poți să se schimbe, atunci nu ar trebui să-ți pierzi timpul prețios, este puțin probabil să fii de acord cu ei înainte de orice. Locuri de muncă și carieră. Încercând în mod involuntar să îndeplinești scopul vital al Vărsătorului, încerci să îmbunătățești viața oamenilor din jurul tău. În general, tu încerci să îmbunătățești tot ceea ce vezi, aceasta se referă chiar și la aspectul și capacitatea de a te prezenta prietenilor și celor din jurul tău, pe care îi împingi din mod neobișnuit pe calea auto-îmbunătățirii. Probabil că ești o hedonistă adevărată care iubește să contemple frumusețea în toate formele ei. Nu întotdeauna această abordare a vieții te ferește de egoism. Cu toate acestea, nu vei putea să te bucuri de egoism de foarte mult timp, deoarece la sfârșitul călătoriei tale va trebui cu siguranță să aștepți dezamăgire și durere cauzată de singurătate, chiar dacă vei trăi în abundență. Poți avea o carieră care să-ți aducă cu adevărat lux și bogăție, doar dacă nu te vei duce la extreme și vezi munca, serviciul ca principală datorie. Sănătate și boli. Tu ai adesea probleme emoționale. Dorești să fii înconjurată de lucruri excepțional de frumoase și să arăți suficientă de copilăroasă pentru a-ți satisface nevoile, ceea ce te costă uneori prea mult. Uneori, te comporți ca un copil în dorința ta insațiabilă de a te juca cu din ce în ce mai multe jucării noi, adică divertisment. Sistemul tău nervos se confruntă adesea cu supraîncărcare, care se manifestă prin anomalii mentale ușoare și obsesie pentru anumite lucruri. Ședințe de psihoterapie sau de lucru cu un psihanalist te vor ajuta să scapi de excitabilitatea crescută. Este posibil să te dedici plăcerilor carnale. Ar trebui să urmeze o anumită dietă, în care toate elementele necesare pentru organism să fie echilibrate în mod rezonabil. În ceea ce privește exercițiul fizic, sarcina ușoară este cea mai potrivită, dans, aerobic, în timp ce alte sporturi le poți practica fără a aduce atingere sănătății. Soarta și norocul. Ești o fire ambițioasă, iritabilă și totuși caldă, hotărâtă, neliniștită, în permanență în mișcare. Iei deciziile rapid, ceea ce duce la acțiuni greșite și creează probleme, uneori complexe. Ești aspră în judecățile tale, afirmațiile tale ofensează adesea oamenii din jurul tău, creând dificultăți în comunicare. Imprevizibilitatea ta poate face mulți oameni să se întoarcă de la tine. Ar trebui să-ți controlezi emoțiile, să înveți să construiești relații mai strânse cu oamenii. Dacă reușești să-ți schimbi caracterul, să devii mai calmă și mai tacticoasă, vei putea crea condiții minunate de viață pentru tine însăți. Sfaturi pentru tine. Nu suporți greșeli și înfrângeri, cauți în mod activ o cale de ieșire din situații dificile, apoi împărtășești în egoist și fericită rețeta fericirii cu alții, pentru că dorești bunăstarea umană, dar tu ești diferită în această filantropie umană. Se întâmplă să mergi la extreme și să încerci să-i înveți pe alți oameni să trăiască, să ia decizii pentru ei și să-l restricționezi într-un fel, deși, în mod paradoxal, consideri libertatea drept cea mai mare valoare. Deci, acest comportament este o greșeală,
și foarte gravă. Fiecare persoană are dreptul să-și trăiască viața după cum consideră potrivit și să-și facă greșelile. Poți avertiza, vorbi, interpreta, dar folosind puterea de a reține o persoană de la a face greșeli, este profund greșit și aici miroase a tiranie reală. Fii tacticoasă, nu uita de măsura lucrurilor, încearcă să fii mai atentă la dorințele celorlalți. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile? Lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.